și am făcut acest lucru pentru informații. Cereți părinților că vă trebuie să facem. Dacă ne-am dat seama, deja să ne luăm. Dacă ne-am dat seama, trebuie să miști sufletul. Trebuie curată icoană cu Iisus răstignit. În momentul când îl privești deja să-ți aminte că a zis chiar pe tot Părintele că nu știu ce l-am. Și s-a rezolvat. Avem un schimb inimă contra fratele nostru pentru că nu face ca noi. Nu e ca noi. Ne fiind ca noi, vrem să facem ca noi. Doar de ce oamenii se plimbă de la un partid politic sau altul? Că nu-i place, nu? Și ce nu i-am lăsat la stățară sau plimbă? Deja mai departe. De ce Hristos ne-a avertizat să stăm locul lui? Să trăim în lume, dar să nu facem mai lucru? Să dăm cezare și de ce sunt ale cezare? Că dacă dăm mai mult, apoi cezarul ne cere și sufletul. În Grecia, în anii 1960, în anul 1960, a fost o criză puternică și statul grec, prin cei care vedeau dovadă de mult ateist, a cerut Sfântului Munte să dea din avere Sfântului Munte. Sfântul Munte e foarte bogat prin pinturi, prin biserici, prin autorii, prin poligane, nu mai ce se vădă, o comoare întregi. Pentru că nu s-au donat, cu Sfântul Cuitorii noștri. Și ei au refuzat. Și au zis, voi care propovăduiți aceștia, nu renunțați la materie, o parte din materie, și a zis, nu putem renunța, dar după ce renunțăm la astea, voi o să vedeți și sufletele noastre. Așa că, pentru a nu ajunge în cele și sufletele noastre, nu vă dăm nici Evanghelie, nici Tezaua, nici... Așa trebuie să răspundem. Cu capitolul acesta e dar, însă ca să fie treaba mai trebuie să, din culoarea minte, să ne ajungem să iertăm. Adică să nu avem motiv să iertăm, pentru că nu avem ce iertăm, nu ne-a supărat nimeni. Și noi ne-am supărat pe noi. Adică să iertăm momentul acesta care este destul de dificil, din care vrei să ieși. Acum iartă-mă și asta e ușor de spus. Să și simți că ai iertat, da. Cunoașteți istoria aceasta întâmplată în Moldova, când în 1958 au fost arestați călugării în toată țara, dar istoria noastră, în Moldova, au fost arestați toți călugării care n-au vrut să părăsească mănăstirea, având neam 7 clase. Foarte puțin oră, cu lumea pe trebuie. Și cunoașteți că Părintele Cleopa, nu a mers în lume, a mers în munte. Și a venit acolo cu Moș Martin, vecinului de vis-a-vis, aproape 10 ani, până când Patriarhul Justinian l-a rechemat. Și apoi l-a folosit aici, câteva luni de zile, în mănăstire, în special în județul Prahova, pentru revigorarea mănăstirilor, vieții mănăstiri dereglate, asta în Iran, în Peșuri, dereglate de această epurare. Și în vremea aceea, 10 ani a făcut o pușcărie, pentru că au omorât un om. Omul acesta era fratele unui călugăr, ce? Și el
refuzând să trece de ministerie, fusese arestat. Și eliberarea lor a fost simultană. Toți au mers cu domiciliul forțat și ei au mers cu domiciliul forțat, așa era, au venit dimineața la prânz și seara la miliție. Dacă nu te însurai, te rugări fiind, dacă nu te măritai, te rugări să fiind, sau dacă nu te-ai angajat într-o îngrădire. Așa era atunci. Ei bine, oamenii din sat pândeau momentul când el, călugărul, va întâlni pe criminalul fratelui său. Să vadă ce reacția. Într-un tățiu, într-un moment, s-a întâmplat această întâlnire. Și călugărul, de altfel, civil, l-a luat de culoare pe acesta, l-a buduit așa, l-a și ridicat puțin și a spus: tu l-ai urât pe fratele meu? Da, păi, tu știi că eu nu mai am astrăzi? Știu. Știi că mi-au murit și părinții și nu am nicio rudă în sadus? N-am frate. Știu. Din momentul acesta sunt gata să fii fratele. Și l-a luat el acasă, pentru că el nu mai avea casă, pentru asta a divorțat pe el, ok, ce s-a întâmplat și cu ei, și mai departe. Călugărul de care v-am zis, am trăit cu el vreo 10 ani și până s-a întors în mănăstirea Sfântirea și în 2004 am și murit. Asta se numește iertare. Iertare de inimă. Și iertare, fapt, practic, nu iartă-mă Dumnezeu să te iertă. Și la inimă nimic, adică nu se mișcă. Cum trebuie să manifeste în cadrul societății de azi un punct creștin? Educația, viața creștină, Sfântul Părfinul, atacarea, legii, părfinul, familie, pentru ridicarea, păcatele, arată de valoare. Cum poate vorbi greșit în semnul Dumnezeu? Cum să fie activată în rugăciune și viața socială? V-am zis ceva la un moment dat că trebuie să ne grijim de noi, de ai noștri, și apoi, dacă se poate, merge mai departe. Nimeni nu ne obligă, nici Dumnezeu, să ne ocupăm de alții și de noi. Noi trebuie să ne ocupăm de noi și ai noștri. Adică copiii noștri, nepoți. Apoi mergem mai departe la rude, vecini, prieteni. Apoi gândim la prezente. Ne dorim un popor, pe vreme, nu eram așa, așa, așa. Nu trebuie. În zilele noastre trebuie să fim prudenți cu noi înșine. Să formăm niște grupuri, dar care să nu ne separe de comunitate, după afinități, să petrecem viața împreună, timpul liber. Să rămânim așa. Și atât. Și să ne învățăm unul pe altul cum vom reuși să ferim copiii de tot ce este atacant la ora. Lucru foarte, foarte bun. Pentru că acasă vedești într-un fel, fără televizor, fără nimic, la școală, constați că totul ai fost foarte complicat. Ce ar trebui să fac ca să nu frunde pe mine și să iubesc pe toți din jurul meu și de vin bine? Să fiu bucurie pentru cei din jurul meu și să mă bucur de ei pentru că nu este nimic întâmplător în viața noastră. Asta are! Tot ce ai zis aici, trebuie să când Cezarul, conducătorii lumii de azi, nu se îngrijește de binele Sfântului Sfântului și țintește de Sfântului asupra de la acestor, ce se pune să oferim în schimb? Ce ofereau creștinii în lune? Ce putea să facă? Ei aveau o întrebare. Te repezi? Nu. Te închin la împărat? Nu. Păi o să mă rămân.
Așa era puternic, foarte puternic. Ei erau foarte puternici. Noi trebuie să redevenim puternici. În mărturisirea noastră, nu putem asumi. Nu ne cerem de sânge. Aici în România, în Siria, se moare pe cap. Ați văzut, poate a circulat mult pe internet, fotografia unui copil chinuit și care au mărturisit cei care l-au auzit, că l-a analizat pe musulmanul ăla și a zis, am să te spun, Dumnezeu, tot ce mi-ai făcut. Vă dați seama, copilul peste 5 ani. Ce fel de educație a primit copilul ăla, să zic așa. Mai departe, de câte ori, o fi văzut el pe părinții lui rugându-se. Pentru că nu poate să zică un copil așa de la el. A zis, dintr-o trăire, în acelea la el. Creștini legați de Sfânt, cu afiși scuipații despre slavă la lui Allah, în 2014, se întâmplă asta. Și dacă se întâmplă așa, înseamnă că noi, care suntem feriți, cum? Printr-o implicare. Cum să ierarhizăm nevoile și atribuțiile noastre fără a trăi cu sentimentul că renunțăm la ceva important? Depinde ce este important. Dacă pornim de la suflet în jos, pentru care Hristos și-a dat viața, nu mai e în jos, de totul e să pui sufletul în mântuirea sufletului, pe locul cel mai mult. Dacă s-a recomandat mas, cum se face coleg la comun, poate persoane sau individual? În ce condiții se citesc de vreme Sfântul Vasile? Am fost 10 rești care în urmă în Anteal, undeva așa, să nu spun localitatea, un mășel, și am participat la Sfântul Marcu și după Sfântul Marcu au urmat în biserică o conferință ca aceasta. Puțin în spozeu și întrebări. Și pentru că acum și avea mare nevoie de bani, Dumnezeu a spus că i-a determinat pe oameni și mi-au dat pomenici. Cu foarte mulți bani pentru vremea aia, 10-12 ani în urmă, vreo 10 milioane, au făcut un acoperiș întreg la o casă. Și când am venit acasă, a doua, a treia zi, am desfăcut pomenicile, am luat banii și am făcut. Și pomenicii erau așa, în primul rând, erau numai de vii, nu de mult. Și spunea așa, Gheorghe, Victoria, pentru dezlegare de fapt. Ion și Elenat sunt dezlegare de plăci. Și așa mai departe. Nimic altceva, dezlegări de plăci de fapt ce știu. L-am sunat pe părinții și uitați pe care am pomenit cu mine de fapt. Și e situația asta. Și părintele a zis, părinte, noi din asta trăim. Adică creștinii aveau impresia că sunt vrăjiți și fermecați și legați. Am uitat să spun că și Gheorghe și Maria pentru dezlegare de ca și când avea cuvântul de legare. Asta apropo de părerea unora că noi suntem fie fermecați, fie răciți, fie la mai mult unii spun că suntem îndrăgiți. Și lucrul acesta trebuie să ne dea înapoi gândirea noastră pentru că nu suntem îndrăgiți. Ah, suntem păcători, dar vrăcii nu sunt. Iar vrăjile și fermecile și ce vreți să numim, au influența asupra noastră dacă nu suntem imunizați. Mai întâi trebuie să ne imunizăm și nu mai avem de-a face cu vrăjile. Ce înseamnă imunizarea? Imunizarea înseamnă spovedare, energie, poți, rugăciune, faptă bună. Citiri din cărțile Sfinte.
de omul lui Dumnezeu, nu se prinde nimic. Iar dacă se prinde de tine, înseamnă că ai niște găuri în tine, prin care intră vrești. Ei, aceste găuri trebuie să se asupra. Aceste găuri nu se asupra. De ce? Pentru că Sfântul Mandur este taina bisericii care are lucrare asupra celui bolnav. O să zicem, dar și dacă am vrut sunt bolnav. Nu, nu ești bolnav. Este cu totul altceva. Noi vorbim aici de boli trupești și de boli sufletești care nu au putut fi vindecate prin spovedare. De aceea Sfântul Mandur este precedat de spovedare. Adică mai întâi nespovedit și prin Sfântul Mandur o iertare de păcate pentru păcatele ce nu am putut noi să le spovedim din neștiință sau din neanice. Confuzia aceasta care e destul de generală va trebui topată în fel și lucrurile trebuie stămurite. Sunt urmatul este taina bisericii pentru cel bolnav. Dacă m-ați întrebat, sigur că nu mă încerc eu cel mai bine, dar în vremurile bisericii, de gloria bisericii, înțelegere, lucrare, curbe, cum am avut și noi dintre acestea și sperăm că revenim în ele. Sfântul Mandur se făcea în 7 zile de către 7 preoți separați. Și în a 7-a zi se adunau în paraclisul care exista în casă fiecărui creștin la patul celui bolnav și veneau toți cu mirul, cu uleiul sfințit și rugeau și așa cum știți. Ulterior, Sfântul Mandur se făcea în 7 de către 7 preoți în parochii diferite. Și de asemenea, în 7-a duminică se adunau cei bolnavi și făceau rugăciune. După cum am văzut, Sfântul Mandur este o slujbă mai lungă, uneori nici făcută de Andreul, din păcate, și care sigur o slujbă de mare efect și de mare sprijin. Și credem în aceste efecte și în tot ce este benefic de la Sfântul Mandur, dar dacă încercăm prin Sfântul Mandur să rezolvăm problemele noastre, probleme care ar ține de spovedanie și de liturghie, atunci este un lucru greșit. Recomandați-ne, vă rugăm, cum să ne apropiem, să-i apropiem pe copiii noștri mai mult de biserică și rugăciune. Tot ce te vede că ai făcut și faci, copilul imită. Copilul învață să spună mama, privind-o pe mama, când mama îi pronunță de sute de ori, mama, mama, până la un moment dat începe să zice mama. Dacă copilul te vede la rugăciune, copilul se va ruga. Dacă crești în biserică, copilul, deși poate să meargă la un moment dat, el revine. Are un roacă și broasca, care mai întâi era în un loc, broasca merge pe uscat, sare, dar scăparea ei este în apă. Deci scăparea noastră este în biserică. Cam așa trebuie să lucrați cu copiii. Dacă am putea să-i ferim de tot ce este exterior, ar fi bine. Câtă înțelegere avem noi în oratoare, în România, cu homeschooling, cu fel de fel de idei care sunt bune, dar care sunt mai greu de aplicat, nu știu. Puneți-vă bine rost pentru viața de familie în post. Viața de familie în post este o viață obișnuită, pe cât se poate, de abstinere din toate punctele de vedere. Numai că
Nu trebuie să învenățăm ispitiți prin abstinență de diavol. Că diavolul, dacă vede că nu te poate trage înapoi, face un brânci înainte și tot te nervezi. Acest lucru trebuie privit cu foarte multă înțelepciune. Cum am putea ca părinții să gândim de acord în privința creșterii de bărbi copilor, când misiunile sunt complet diferite? Păi dacă diferite au fost la căsătorie, înainte, după, când s-au născut copii, iată, ele sunt tot diferite. E greu, nu s-a discutat de ajuns. În loc să tot se spună la ureche, te iubesc, te iubesc, te iubesc și să asculte, bine, bine, te iubești, dar cum o să creștem copii? Dacă tu, ca fată, n-ai făcut propunerea aceasta băiatului, iată că acum, ar fi foarte târziu, el nu este de părerea ta, la capitolul Educația Copilului. Cum învingem fricile, traumele trecute? Asta la spovedanie se rezolvă, dar nu într-o spovedanie oricum, cu mai multă aici. Oricum, cred că aceste traume nu trebuie să ajungă în domeniul științii, psihologie, psihiatrie. Acolo este știință. Îmi dau seama că am crescut sub auspiciul fricii. Frica de a nu fi de Dumnezeu, că nu și direcția fost frica de a nu fi de Dumnezeu, la locura care e la nivelul de fapt, cauzatoare de frustrări la momentul respectiv. Cred că toate acestea că nu sunt vindecate. Da, da, botezați suntem, povedeți suntem, împărtășiți sunt. Avem imunitate totală, nu mai avem frustrări. Sau trebuie să lucrăm un pic altfel, să lucrăm un pic mai puternic. Eu nu iubesc. Nu am dragoste cu adevărat pentru niciunul din semenii mei, nici pentru familia mea. Am mai multe probleme de putere. Mă doare lipsa iubirii, cum să îmi pot să iubesc pe fratele meu. Încep. Pe fratele, te rog, încep să iubești, încep. Există două forme, două posibilități, prin formă și prin fond. Poți să ajungi prin formă la fond, sau dacă practici în fond problema, se exteriorizează în formă. Așa să nu iubești, dar faci bine. Și tot faci bine, tot îl asculti, că te duci acolo, și la un moment dat o să apară și iubirea. Dumnezeu vine cu forma aceasta superioară de manifestare de iubire. Ce să facem să nu mai fim deranjat de cei ce vorbesc în biserică, în timpul Sfintele Liturghii? Să faci doi pași înapoi sau patru înainte. Că mai în față aici nu se vorbește că nu e bine. Ați subliniat că biserica suntem toți. Atunci să înțelegem că suntem pentru avort, căsătoria persoanelor de același sex. Noi suntem în concepția noastră de credință membri în aceeași instituție, adică biserica. Biserica este instituția divină, umană, creat de Dumnezeu Hristos pe cruce, în formă nevăzută și în mod văzut la cincizecime. Aceasta este biserica. Devierile sunt excluse din biserică, dar nu dată afară din biserică. Fiecare se dă pe sine afară. De aceea noi încă ținem aici o eterie pentru cei chemați, cât sunteți, la un moment dat spunem, cât sunteți chemați, ieșiți. Cei chemați, ieșiți, cât suntem credincioși, haideți să ne rugăm. Și momentul acesta este, practic, momentul reprimirii noastre, după ce noi ne-am auto-exclus din biserică. Cum? Cum spun canalele bisericii? Am găsit mai multe de 3.000 la biserică.
prin nu știu ce păcat, nemărturisit, neîncadrându-ne în regulile bisericii. Ne-am avut o excluzie. În Biserica Ortodoxă nu există excomunicat, nu există la teatru. În Biserica Ortodoxă este așa, auto-excluzie. Și atunci, Biserica are forma aceasta de revinire. Care este dreptul unei legi contra avortului? Cum se răspunde în existența aia asupra poporului român? Există state, în special în America, ce au legi contra avortului. Polonia are legi contra avortului. Dar dacă dracul e mai puternic asupra omului pentru om, permite, în apele neteritoriale, vin vapoare, polonezele merg cu bărcile la vapoare, fac acolo, se întorc, nu sunt condamnate, pentru că nu s-a întâmplat pe teritoriul Polonii. Iar, grav, numai că problema nu este o lege, că a fost o lege și toți au făcut acolo. Problema nu este o lege neapărat, sigur că ar fi bună și ar exprima voința poporului. Problema este conștientizarea științifică cum că avortul este o crimă. Ori în momentul acesta, avortul este o crimă permisă. Și atunci, în lipsă de conștientizare, avem de face cu această stare de neimplicare și, bineînțeles, de inovăție a întregului popor. Ca să ajungi să te compari cu Hitler, care au omorât 830.000 de români, iar noi am omorât 22.000.000, peste 22.000.000 de cine și omul încoace, închipuiți-vă cam pe unde ne-am spus. În condițiile în care populația României, care locuiește România în momentul de față, e 18.500.000, noi omorâm de la 89 în pace 18.700.000. Toate cifre oficiale, vorbim de neoficiale, care aproape dublează. Ar trebui o lege contra avortului. Se va vota vreodată? 4,3% dintre românii care vin la biserică, niciodată. Cum să miști o țară cu 4,3% români? O să zice, dar el nu sunt român? Da, dar români fără putere. N-au rugăciune, n-au post, n-au spovedanie, n-au împărtășanie. Să nu spuneți că cei care vin la biserică se împărtășesc de spovedanie. Asta nu trebuie. Și în același timp, cei care vin la biserică, discutabil câți au vot. Pentru că uneori se vine la biserică și din tradiție, să spun. Dacă un băiat e cu o fată de 6 ani și spune că e logodit, dar nu a anunțat mânta, e o altă persoană îndrăgostită. Merită să fac speranțe? Speranțe pot să-ți fac, dar nu merită. De ce? Păi, dacă vorbim de una și se întâmplă alta, sau se întâmplă și alta, hai să zic că treci de rogări, dar poate treci și de cununie. Dar ce faci dacă se răzgândește peste 20 de ani? Că durerea de peste 20 de ani, durerea unei femei la 60 de ani părăsită de soțul ei este mai mare datorită trăirilor ei, o perioadă respectivă cu soțul ei, este mai mare decât o fată lăsată de la 24 de ani. E mult mai mare. Așa că rănile la tinerețe se vindică foarte ușor. Atâta se lovesc copiii la piciorul și la geam. Rar mai rămâne. La un moment dat, când ești mai vârstnic așa, e mai complicat să ai vindecare. Rările se
mai greu. Acum a trebuit să vă vedeți foarte bine și fericit. Care e limita dintre demnitate și smerenie? Demnitatea e demnitate, smerenia e smerenie. Smerenia mă privește personal. Și demnitatea mă privește pe mine în context. Deci eu nu trebuie să renunț la demnitate atunci când sunt blasfemiat. Nu ca persoană, ci ca popor. Și nu trebuie să fac caz de demnitate atunci când, de fapt, eu ar trebui să fiu smerit. Smerenia, cunoașteți, poate să fie și falsă. Sau există o mândrie smerită. Cum ai atrage pe părinții noștri cunoscuți să ia Domnul Biserici să învețe taina aceste îngheri? Înțeles că aceștia nu cunosc taina părinții noștri. Aveți? Asta, au venit vremurile în care copiii își învață părinții. Din păcate, sunt frecvente aceste cazuri. Ei se miră că noi vedem în biserică, fiind ei încet, încet înțeleg. Prezentația e mult pozitiv. Mult și pozitiv. Nu amenințător. Aha, dacă nu te spovedești, că se iară de mână. Dar nu, nu avem de face cu un succes. Ați vorbit de acțiune, dar dacă fata e nepătărâtă, va avea, va avea. Ce de fapt? Dacă te refereai la băiat și spuneai că băiatul e nepătărâtă, atunci fata fiind, spuneam, dă-i bani, ori te cere un de cere. Dar dacă e fată, n-ai ce. Lasă-l și gata. Ce e? Sau te încearcă? Poate te încearcă. La urmă, poți să afli adevărul. Adică o să zică, te-am încercat, ai rezistat bine. Adică mai încearcă, nu dintr-o dată. Vorbim puțin despre cum pot face față greutăților cotidiene, familiile de tinere cu mulți copii. Despre mediul deci vreți să spuneți cum să rezistăm. Cum să rezistăm? În simplitate. Trebuie să revenim la viața mai simplă. Noi complicăm viața. Cei care ați vizitat ca Occidentul pe aici, pe acolo, atât că unii trăiesc o dezert. Adică mănâncă puțin, e adevărat, bine, îmbracă simplu. Noi ne cam complicăm de la urmă. Chiar și noi, creștini, ăștia mai religioși, ne cam complicăm de asta. Prea multe mari, prea rândale, prea multe lucruri. Dacă reușim să revenim puțin la simplitate, e mai bine. Povestiți-ne ceva despre primii pași cu ceea ce este astăzi. Cum am putut să facem ceva în viitor? Pornim de la zero. Porniți de la zero. Siliți sau de bună voie? Noi ne-am făcut la vară misiliți, am făcut de nevoie. Adică s-au ieșit copii din lupta contra lor. Atunci ar trebui să-i rezolvă. Și așa ne-am înmulțit până am ajuns la patru. De ce nu există și în curești și arhive și în care la Brașov? Păi nu se poate cu curești. Valea Prugului este la marginea județului, iar pământă, pădure, gâtă, mărat și mărugere. La Mureiești e complicat, este la piață pentru mărat. Pădrujel, cartou, mărugere, altceva. Există foarte multe inițiative în Mureiești, dar nu le cunoașteți dumneavoastră. Foarte multe.
Acum, cu serviciile astea, în baza statului Biserici Ortodoxe, foarte multe biserici au implicare, să zicem, și cum au și arhiepiscopia în sine. Problema este că nu poate să acopere, pentru că în București avem de face cu aproape 3 milioane de locuitori. La 3 milioane de locuitori, e mult de lucru, multă solicitare, ca să nu zic că toate drumurile la București. Și atunci toți amănâții, prăpădiții vin aici, toți cu probleme vin aici. Toți sunt abandonați aici. București nu poate să facă față. De ce ar fi nevoie pentru astfel de inițiativă? Ce sfat puteți da celor care și-a dorit să facă să ajute să facă ceva pentru că în acele dimineață ne copii abandonați din capitală? Păi îi luăm acasă. Asta e soluția. Nu trebuie să îi iei și să-i zice de la acasă. Vrei să faci bine? Ia copilul acasă. Te duci la protecția copilului sau la poliție și spui, asta e pe stradă, ia-o acasă. Am făcut aborturi, vreau să-mi spășesc păcatul ăsta, ia-o acasă. Nu trimit la Valea Domnului. Trimit la Valea Domnului, nu mai e aplată pentru inițiativa mea. Ceea ce vreau să spun. Luăm acasă. Nu putem să luăm, că avem probleme în familie, soț, nu înțelege. Atunci plătim la o altă familie care mai are 14 copii și care mai primește 4 copii cu foarte mare bucurie. Dacă îi dai niște cartofi de fasole, se zice, ia pe lume. De ce? Pentru că ăștia cu mulți copii au inimă mare. Spuneați că trebuie în Împărăția Lui Dumnezeu, dar pe de altă parte conștientizăm că trăim într-o lume fragilă, cu chip, care necesită aproape o permanentă atenție, participare de construcție. Deci ne sugera să luăm la conștiință fiecare lumii în măsura în care putem lua măsuri și la vreo proiecte de reparare. Știți oameni care vor să știe de probleme altor oameni, că deja sunt copreșite problemele lor, cum să facem asta încât să aducem la cunoștințe cifre dacă acel om nu poți plătuni și îndrepta. Da, dar asta e un fel de vaie. Am eu multe probleme. Ce să mai au și problemele altora? Dacă iei și problemele altora, o să vezi că ți le ia Dumnezeu paletare. Dar dacă tu nu iei marea altora, Dumnezeu te lasă cu ale tale. Trebuie să iei și parte din problemele altora. Pentru că de fiecare dată e unul care mai e nevoie ca tine. Nu spun să exagerăm în asta. Spun să fim atenți și la celălalt. Vă rog să ne vorbim despre iertarea proprie. Pentru că poate eu pot să iert pe celălalt, dar nu pot să mă iert pe mine. Că am pierdut timpul. Așa zicea și Voltaire. Aduceți înapoi, aduceți înapoi și după două zile au aflat cei de față că zicea să aducă înapoi timpul pe care l-a făcut și nu l-a folosit ca să câștige sufletul lui pentru Dumnezeu. Trebuie să ne iertăm de în moment ce Dumnezeu ne ia. Taina spovedenia de ei noi luăm iertare. Ce nu știi sau știi mai puțin este că la spovedanie luăm iertare, dar nu rezolvăm urmările păcatului, efectele păcatului, care se rezolvă numai prin canon. Asta, dacă ar fi să facem cum ar trebui să facem, ar trebui creștinul, după ce se spovedește, să primească un canon, să meargă acasă să facă câțiva ani de zile și apoi să vină la dezlegare. Ei, ceea ce nu facem așa, dar facem dezlegarea în baza promisiunii, în baza promisiunii penitentului. Dăm dezlegare, dar îl promite că face canon, care înseamnă vindecare. Dezlegarea aduce iertare, dar vindecarea vine prin împlinirea acestui canon. Până unde poate merge implicarea noastră în viața bisericii? Până în adânc. Tot acolo. Nu te oprești nimeni să te implici. Chiar și în viața, cum așa, organizatorii. Poți să-ți dai cu părerea,
care să fie de treaba Domnului, să fie de inimă pentru a Domnului și noi, iertare, la Dumnezeu. Începem cu vorba, cu cuvântul și continuăm cu faptul. Prima dată zicem iar. Dar până mă poți să-i spui, uite, eu am zis iartă-mă. Dar în sigur am vrea, am zis așa. El zice Dumnezeu să te ierte, bine, te ierte. Dar poți să spună și el după aia, uite, l-am zis, dar parcă nu simt așa de mine. Și atunci se creează așa un zâmbet și la un moment dat chiar apare iertare. Trebuie să exersăm lucrul ăsta. Este o experiență psihologică extraordinară, dacă vrem să facem. Știți că în mănăstiri, călugării se spovedesc de câte ori este nevoie, dar în fiecare seară își împărtășesc gândurile. Toți către stareți, respectiv stareți, și unul către altul. Și închipuiți-vă că îi spui fratele meu, azi când am fost în situația de ajutare, de ascultare, așa am mai venit să trag niște bani. Așa am venit. Te rog să merg. Ăla era seama, până unde l-am adus pe fratele meu, de călugării de stare. Așa și noi putem face, mai ales cu telefoanele astea. Imediat putem să dăm telefon, să spunem, măi, ne-am întâlnit, tata, nu știi că îmi venea să te scui. Dar de ce? Pentru că, uite, ai zis așa, așa, mi-a revenit, te rog să mă ia. La care era meditian, meditian, ce-a vrut ăsta să zică, ce-a vrut să facă, în ce stat am ajuns. Și urmă, poate îți dă și el un telefon, nu mai dă tot, vreau să spune, era să-ți trag un pun, să te lasă tot, când ai zis cu tare. Și în felul acesta, diavolul nu ne mai poate stăpâni, ne descleștează. Ăsta e scopul împărtășirii gândurilor. Părinte, este greșit dacă refuzăm să oferim bani cercetărilor de pe stradă, să preferăm să oferim în oricunțoare pe care știm din necare, ar trebui să le dăm și acelora bani cercetări, în privința cercetărilor nu putem și ei răi, dacă într-adevăr am nevoie sau suntem scurci. Dar avem termenul acesta de pune la îngreare. Ca să împlinim cuvântul Mântuitorului Celui ce cere tăi, trebuie să avem bani mărunți în buzună. De către cum bani? Când își cere tare bani? Dar dacă vrei să-l împlinici, zici, vreau să te ajut cu 2 milioane de lei. Putem merge la tine acasă să vedem ce ai nevoie? Să vedeți că nu vrea. Din 100, nu știu dacă vrea. Hai să din 1000, cred că vrea mai. Vrei bilet să mergi până la satul mare? Vino, cu asta ce? Nu, dați-mi bani că de fapt nu merg cu trenul. Bine, cu altele. Ce așa mai departe? Experiențe peste experiențe. Dar nu cumva și să nu mai dăm de lucru. Ar trebui să cercetăm. Și unii cercesc, dar ăștia se cunosc de la 10 minute. Sunt așa, stau acolo în metro, sau în coi de stradă, și nu cer, nu zic nimic. Și când îmi dai ceva, vedeți mine. Ăștia sunt cercetători pe aici. Ce să facem când ne boară gândul în timpul rugăciunii? Să aduc gândurile. Ce faci când bate gândul? Intri în casă. Ești de bine că bate gândul. Nu. Gândurile vin. Dar noi ne izgonim. Multe cupluri, adică multe cupluri, că cuplu este și câinele și cățare. Cuplu rămân la căsătoria civil. Amănâncă mai mult căsătoria religioasă. Foarte bine folosit cuvântul. Complexe. Ăștia scurt. Ne puteți explica pereiul acestei situații? Sigur că da. Nu trebuie explicat. E dezastru.
dar mai înțelegem acum cu termenul. Dacă îi spui unui asemenea lucru, vedeți că trăiți în curvii. Și el zice, adică ea e curvă? Da. Uite, îmi face nevasta curvă? Nu, domnule, eu spun, cum trăiți ăștia? Necumunații se numesc curvă. Părinte, dar e desfânat. Nu, desfânat e dacă mănâncă mult, bea mult, râde mult. Și așa mai departe. Curvia e curvii. Scrie la dicționarul explicativ al limbii române sau nu că e prea de tot? E, cum e prea de tot? E prea de tot ce faci tu? Nu ce spui. Adică fugim de teme, dar nu fugim de ce exprimă respectiv teme. Deci a trăi necumunat înseamnă să faci parte din cele cinci categorii de oameni care nu se îngroapă în citire. Adică nebotezații, sfânturații, ateii, sectanții și necumunații. Criminalii se îngroapă în citire. Necumunații nu. Necurunații când mor se lasă în mâncare câine. Să era legea bisericii când se crușează. Asta e păcat în câine. De ce? Pentru că e păcat care se face înăuntru, cum ziceți, în corp, în corp. Nu este exterior. Crima este exterior. Și atunci trebuie să luptăm ca fetele, băieții noștri, să nu mai trăiască. Să nu permitem, dar este în mână. Este în mână. Cum? Prin cuvântul, nu discut. Părinții trebuie să nu se discută. Păi că hârgă, nu se discută. Deci de când a refuzat discuția, copilul își pune probleme. Ce măi, ce mare e refuzul ăsta chiar așa, total, cum stau? Adică, dacă părinții sunt integri, avem speranță. Dacă părinții permit, cum să remărcăm diferența într-o lume plină de atei și diferențe? O mărturisim fără prea multă speranță și confiată. Noi mărturisim cu fapta noastră, cu ținuta noastră, spunând câte ceva, am auzit că și că. Și m-am mirat foarte. Am auzit că un polițist venea din insula Cipru după aproape 12 ani în insula. Ei, acest polițist avusese cu starețul mănăstirii de acolo, nectarii, multe discuții în contradictorii. Fiind polițist de fapte, tot discuta cu starețul. Și venim pe vapor și coborând în port, primul lucru este că și-a reîntâlnit prietenii și s-au dus la o bere. Și pe când beau bere și se sărutau, se îmbrățișau pe revedere, a zis, am venit cu starețul pe vapor și tot nu i-a ieșit în cap ale lui. Nu i-a ieșit. Tot de Dumnezeu vorbește. La care ei, prietenii, au întrebat, care stareți? Nectarii. Și dacă e mort, ești așa? Cum e mort dacă am vorbit pe el? Și dacă am vorbit lucruri pe care le-am vorbit și acum 12, 14, 16 ani și când am fost polițist aici. Nu puteam să fac confuzie. Și discuție și discuție. Și-a luat ăsta pe jos la mănăstire, a doua noapte a ajuns.
te-a sculat, mai cine să-i spună unde, unde este stare. Și a zis, mor, și atunci au aflat minunea că Sfântul Iertare a stat în locul meu. Tu așa trebuie să spui. Și când spui așa, îmi vine să te. Cum să se întâmple așa ceva? Celălalt nu ce dacă ce nimeni nu vine să crede. Incredibil. Dar atunci se creează ceva, o discuție, se ridică. Dar dacă lei de gât și pui, trebuie să crezi, în roșii, trebuie să crezi în Dumnezeu. Acesta nu reușește să treacă. Atâta poate. Nu toți reacționează la zgânție. Când eram student, eram la fără preguță, am fost la zi, și am intrat, îl căutam de părinte, am intrat la Sfânta Ecaterina să mă închid. Și acolo, într-o strană, spovedea părintele Galeriu. Și atunci am stat acolo la ușă, dincolo de geam, ca să fundez momentul, să termin. Și la un moment dat se ridică părintele Galeriu în picioare, cât era de înalt, ăsta la altul era în genunchi, îl ia de revere și începe să-i facă așa. Eu nu auzeam ce se întâmplă, că era geam și a foarte mult la zânții. În sfârșit, s-a terminat, l-a deslegat, nu m-am mai dus să mă închid, m-am ținut în vârstă, zic, ce ai pățit, ce ți-a făcut? Zice, părinte, nu mai se putea. Dar ce? Zice, a luptat săracul cu mine ani de zile și acum m-a zgâlțit, cred că mă întreb. Deci unii reacționează la zgâlția. Iertați, părinte, că vă întrerup. Și în cazul necununaților, dacă fug de acasă? Dacă? Fug de acasă. De acasă, dar nu cu voia ta. Problema este, știți de ce fuge de acasă? El are noțiune. El, lui nu i s-a spus, băi, uite cum stau lucrurile. Tu ții la lucrul ăsta, uite, asta înseamnă temerie. Temerie, bar, bine, vânător, nu aiure. Deci, tinerii de-aia trebuie să-i cununați, pentru că nu-și dau seama că la această căsnicie vorbim despre o temerii. Pentru asta ținem noi strânsă așa cu cununații și necununații. Sigur. Apropo de chestiunea asta, puteți cu atei sau cu indiferențe sau ăștia care iau lucrurile în pleaz așa, puteți să faceți și altceva, să citiți o carte cu unul Iani, dacă ați auzit de unul Iani. Iannis cel nebun, cum a Biserica Greciei este în expectativa sa să-l canonizeze. Iannis ăsta a mers la biserică și s-a rugat și după un stâlp acolo la o icoană și a plecat, preotul a plecat și omul de serviciu și a plecat biserica. Și el a fost încuiat de biserică. Ulterior, în apropiată lui, a povestit că a avut așa o rugăciune, o lumină, o vedere și a căpătat darul înainte vedere. Care nu e clar că nu este darul înainte vedere, e un dar care ține puțin și se referă la lucruri precise. Și la evenimente precise, la persoane și la au un scop, acest dar are un scop precis, nu clar în ziune. Nu e clar în ziune, cu care noi nu suntem de acord și la care nu avem. Și dimineața când au venit, sigur l-au găsit în biserică, sigur că au început să țină vreo femeie de asta care era la serviciu, că de serviciu, la bandă, și a venit poliția și l-au șupătut. El mi-a comentat și de atunci a început să tot pun de așa pe străzi. Și cu darul înainte vederii, la un moment dat a început să curețe canalizarea. Scotea toată murdăria din canalizare
Și îl întreba, Ianis, ce faci? Am pierdut două drame. Unii spuneau, ia mai două drame foarte puțin pe atunci, până au fost drame, nu știu, probabil, dar e complet, nu știu ce valoare, puțin. Ia două drame și numai că se împute aici tot orașul de când scară. Nu, nu, dracmele mele. Și, da, uite-te, ca te spun de toate și tot căuta dracmele. Și a venit un potop mare și a inundat toată Atena. Primarul a venit în toate cartierele și în acest cartier nu erau pagube. Ei au multe demisoluri. Toate erau pline de aia. Și a zis că nu sunt probleme, ce? Dar de ce? Ce Ian, nebunul, a desfințat, a desfundat canalizarea. Păi cum? Și a spus toate astea. Și primarul a zis, foarte important ar fi fiecare cartier al Atenei să aibă un Ianis nebun. Cu darul primului. Când spuneți asta, un om care nu le are, poți să-i vorbești acelea despre liturghie, despre trupul tău, în biserică. Nu poți, dar el n-are noțiune. Ce se uită la tine așa, crede că ești acolo și că te-ai spus acest. Sau odată Ianis se plimba pe fața unei porți, a unei femei, nevastă de bărbier. Ăsta era plecat cu un an. Și se plimbă. Femeia asta ar vrea să o întâlnire cu un alt bărbat. A venit ăla, ea e să plimbă. Te duce ăsta acasă, zice, îți bagi unul de bine, l-ai pus pe ea să se plimbe? Nu! Stabilești cu altă zi de întâlnire. La ora respectivă, ea e să plimbă. Altă zi, altă zi, până la urmă, termină. Iese la el, și a zis, eu plec, dar Dumnezeu o să te vadă, soțul tău e cinstit. Femeia aceasta, după vreo 34 de ani, când ea ni s-a murit, a dat mărturie și a zis, eu am vrut să fac păcat cu X, când soțul meu era plecat, și ăsta la o oră diferită în care eu fixam întâlniri la casa mea, cu el, el era în fața părții. E când spunem așa, e și nostru, și educativ, și poate, poate pescui, că la pescui nu te duci cu cârligul și gata. Pui o rână lângă și peștele, dacă l-ai prins, ai învirit, dacă nu. Ce aș putea să fac pentru bunicul meu care a murit și era evanghelist? Este gândit să fac comandă? Poți să faci și lui pentru el. Problema este, cazul este, că nu putem pomeni la Sfânta Liturghie, pentru că n-am apărțit dreapta credință. Dar fă ce vrei, fă rugăciune. Dar aceste rugăciuni sunt numai particulare, din păcate. Ce putem recomanda unor persoane care și-au cumpărat un anume aparat pentru a-și reface echilibru energetic? Astfel încât se convine să aduce acel aparat. Nu trebuie să-l aduce, trebuie să ducă de unde la la. Sau poate fi refăcut. Doar peste. Pentru că nu vrem să ne folosim de simplitate, ne complicăm. Cu energie, cu bioenergie, toate există, dar nu toate nu pot fi, bineînțeles, manipulate. Energia pozitivă, negativă, nu poate fi selectată și apoi manipulată fiecare și separat. Aici e problema. Dar lucrurile stau ori științific, ori religios, sau, a treia formă, avem de face cu șarlatanie. Când vedeți că cineva vorbește religios, ca Pavel Gorzul, sau ca Ion Zuguri, sau ca mulți, și din religios, urmă,
o dă pe științific, sau mai ales pe istorie, sau pe puncte, vârful omului, ce și ce, acolo avem de face orice nu e religios sau științific, este șarlatan. Și cu asta basta. Nu trebuie să stăm la discuții. Ești cu altul, ești cu ăla, ești cu ăla, noi nu avem treabă cu ei. Noi nu avem treabă cu ei, noi suntem creștini ortodoxi, dragi la tata. Păcătoși, dar integri la mine. Nu cred unele învățături ortodoxe, adică nu sunt sigur că sunt ale lor. Ce să le spun? Să le rămânim. Care? Am fost protestant la Chis, adică eu am fost, dar m-am învățat ortodox. Mă scuzez și mă împărtășesc. Păi trebuie să le rămânești la mine. Înainte de botez, trebuie să faci asta. N-ai făcut-o? Cum? Citim ce întrebă. Ce facem în cazul în care preotul vorbișează nu ne dă un în urma și povedeam? Simplu, îți iei tu, că tu știi bolile tale, nu te vindeci tot. Părinte, cine decide pentru viața copilor noi acum că s-ar crea docentul, eu, precedent, cred că eu s-am înscrie copilul. Deja că cum vreau să se întoarcă de cel asta a făcut Hitler. Asta facem și noi. Ecografie, ecografie, ecografie. Câte ecografie ai făcut? 8. Dar ecografia nu este așa ușoară ca în copil. Unii am văzut că spun, ei cum vine trenul în gară, pe nepregătite. Așa simte copilul ecografie. Ecografie, 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 ecografie. Faci o ecografie, să vezi că ai copilul în burtă și mai faci una, să vezi dacă el s-a întors copilul în picioare, pe capul înainte și gata. Faci mereu ecografie. De ce faci așa multe ecografie? Trebuie să nu le explici tu ca doctor, care îmi prescrii, de ce faci atât? Ca să constați că are daun, și dacă are daun, îl poți vindeca? Nu, atunci. E nevoie să faci o operație intrauterină? A, da, atunci ai ecografie și să interveniți. Sunt anumite anomalii care se pot rezolva înainte de naștere. Și atunci se taie mama în burtă, se taie și uterul, se rezolvă problema copilului, se poate și da. Asta da, facem ecografie. E ceva ce mă întâlnă, ecografie. Ecografie, ecografie. Ca să vedem dacă are niște boală și ca să primim prescripția avortului. Da, dar medicul care prescrie așa ceva, nu bagă mâna în foc și nu spune că se lasă de pentru meserie dacă nu va fi așa. El presupune. Sau îi zice sigur, dar până când îi cer garanția și pui la mijloc pâinea lui și meseria lui. Domnule doctor, dacă nu o să aibă, vă lăsați de meserie? Păi spus. Noi îi protejăm prea mult și pe profesori, și pe medici, și pe directori, și pe noi, trebuie să spunem. Asta sunt drepturile mele. Cineva încearcă acum să facă o analiză de coagularea sângelui, pentru că nu poate să țină sarcina și a pierdut două și vrea să rămână în tăbire. Și doctorul spune, da, de ce vrei neapărat? Auziți cum își permite doctorul de fapt, nu-i face nimic. De ce? Pentru că nu prea ne cerem drepturile care trebuie să le cerem. Noi ne cerem dreptul la benzină ieftină. Să scumpești de benzina, este taximetric sinistrat. Nu știu ce mai face de camion. Nu zic să nu iasă, să iasă, dar acelea sunt așa de mici, comparativ cu câte avem noi de făcut. Vă spuneam că asta a făcut Hitler. A început cu slăbănucii, a început cu copiii bolnavi, a început cu bătrânii și a început cu popoare. Acum a început cu ăla care boală nu știu care și nu mai suportă durerea. Apoi au făcut niște probe cu câini, da, cu foarte mare milă și cu mare scandal cu copiii. Da, copiii vor fi. Problema mea.
Ce sunt patru? Cum se poate începe lupta împotriva acestora odată cu începerea postului? Nu trebuie să începi lupta cu el. Că dacă ai început să postești, asta deja este lucru. Și atunci vezi că te despătimești tocmai prin faptul că faci pe toți de cum a făcut Adam. Adică Adam n-a postit, noi postim. Adam n-a ascultat, noi ascultăm. Pentru că postul nu este nemâncat, postul este ascultat. Problema nu este ce mănânc. Problema este dacă ascult sau nu ascult. De ce am auzit de termenul Parlament European în această întâlnire, în această întâlnire? Are o legătură cu religia și suflet? Parlamentul European sperăm că nu am. Cum să nu aibă Parlamentul European legătură cu mine? Cum nu are legătură? Când te bagă pe gât rezervative și anticoncepționale, cum are? Cum când Bruxelles este transformat în Istanbulul de acum 300 de ani? Când Brâncoveanu a fost arestat pentru mulțirea neamului românesc condamnat și executat. Și la ora actuală, înmulțirea neamului românesc este frânată și zobită de Parlamentul European, Europa, Uniunea Europeană și nu știu. Cum nu? Cum n-avem? Avem mari legături. Problema este cum nu primim acestea noi creștini. Păi nu avem treabă cu Uniunea Europeană în sensul că vrem, nu vrem. Problema mea este dacă mă afectează, dacă face ceva bun, bravo, dacă mă afectează, nu. Cum se vinde, cum se vândă 5 prezervative la 2,9? Deci, 2,9. Cum? Când un prezervativ costă cel puțin 5 lei, fabricarea lui. Cine subvenționează? Asta sunt cu aproape 3 lei, 5 prezervative. Cum? Cine subvenționează asta? De ce subvenționează? Bun, prin prezervativ se întreține curvia sau nu? Sigur. Păi dacă sunt prezervative, nu are nicio problemă, că rămâne însărcinată, că nu rămâne însărcinată. E, vă dați seama, cei ce vând asta, inclusiv la farmacie, farmacistele, vă dați seama ce nenorocire pe capul lor. Să faci bani în farmacie particulară, din prezervative, din anticoncepționale, închipuiți. Sau în ginecologie să lucrezi ca asistentă sau ca femeie de serviciu. Și să ai în salariul tău bani din prima a lor. Vă dați seama? Vă dați seama ce nenorocire, ce zăpăceală la treia în familie respectivă. Nu vorbesc de ginecologi care își rănesc copiii din sânge, omorând de copii. Nu e așa ușor, foarte complicat. De 7 luni, de stat în mănăstire, am plecat în depresie. Și cu binecuvântare, nu m-am întors în lume, fiindcă simțeam că nu ne puneți rămân de acolo. Trângeți să mă întorc înapoi. Trecând într-o tulburare psihică, mă întreb oare că asta înseamnă că nu sunt de mănăstire. Chemarea relația și vederea, vrede este sunt cele de care le despășesc. Cu hotărâre pe care am înhală. Problema psihică este o problemă serioasă. Există o psihoterapie ortodoxă, creștină ortodoxă. Însă, în mănăstire, trebuie oameni întregi la minte și la corp și la suflet. De corp se ocupă medicul. De suflet se ocupă după urmă. De psihic, care e altceva de suflet, se ocupă psihologul și în încercare de tratament psihiatric. Însă aceștia nu pretind niciodată, dacă sunt sincer cu ei, că pot face ceva. Și atunci vindecarea rămâne tot în tine, și în duhovnicul tău și la Dumnezeu prin tine și în duhovnicul tău.
Așa că vindecă-te, încearcă-te și du-te la Dumnezeu. Dar nu ne vindecă, nu ne încearcă. Cum putem să ne împrăvim de vindecă? Ce îi poate motiva pe adevărat pe tine în ziua de azi pentru asta că pierzi biserica? Când se zobesc lucrurile total și pe urmă vrem să reparăm pe mine. Grecii au o scârteală la munți, spre dimineață, așa dacă nu s-a durerea de spune dimineață, spart farfurii. Eu am văzut așa ceva, dar am spus, măi, de ce n-a spus să vă aducă din România niște farfurii ieftine? Să le spargeți voastră, asta, foarte frumusețea asta de farfurii. Și a zis, părinte, astea trebuie spart. Așa făceau moșii și strămoșilor. N-am înțeles. Ei, după ce se spară farfurile astea, se zobesc. După aceea, noi, ni se cere preoților și dumneavoastră, care vreți să înțelegeți, să le punem cap la cap ciocurile și să redevină farfurii. Și că, dacă se poate, calitative și plăcute. Ce e acolo biserica? Ce face biserica? De ce nu se implică biserica? Păi ce să mai implice biserica dacă tu zobești? Tu zobești prin canale de televiziune, tu zobești prin afișe, prin pornofonie, prin pornografie, prin implicare, prin tabletă, prin internet, prin ai toate în mână, prin familie, ai toate instrumentele de distrugere în mână. Și pe urmă vrei biserica să repară. Biserica s-a făcut repară. Biserica încearcă să salveze sufletele oamenilor. Dacă oamenii maturi înțeleg că trebuie să-și distrugă păcatul și să-și promoveze valoarea, atunci ce se poate face? Dar e bine să facem vaccinul la copii. Dacă e bine sau nu e bine, de-aia a lăsat acum omul de știință internetul, să te duci pe internet și să te informezi. Acolo poți afla tot. Și anume statistic. Dintr-un milion de copii vaccinați, mor 10. Dintr-un milion de copii nevaccinați, moare 1. Tu hotărăști. Nu eu, nu duhovnicul tău, nu părinții tăi, nu prietenii tăi. Tu, ca părinte, hotărăști asta. După statistică. De ce? Pentru că s-ar putea că copilul tău moare. De ce? Pentru că moare. Și din cei nevaccinați mor, numai din cei vaccinați. Și atunci cine va răspunde? Tu. Tu hotărăști. După statistică. Am peste 30 de ani. Și vreau să mă desfătăresc. Sunt fapt. Ce trebuie să fac? Oare Dumnezeu chiar să mă am când pleca și va asculta cu mine? E prea târziu să mă desfătăresc. Ce rugăciune trebuie să zic? Trebuie să zic rugăciunea așa. Doamne, dă după inima mea și dacă mi-e de folos să mă măresc, să mă măresc. Al doilea, 30 de ani nu e mult, nu e puțin. 30 de ani, bine să te măriți cu toată forța. Problema e să găsești un băiat bun. Ca să găsești un băiat bun, trebuie să te lași găsit. Nu numai rugăciune la Dumnezeu, trebuie să te lași. Dar dacă e în asociația tradiția românească, nu mai e nicio problemă. Că tu e suferit, vii la conferințe, te redor. Cum să ne comportăm cu colegii de serviciu care sunt căsătoriți doar civil? Nu trebuie să-i luați cum i-am cum v-am spus eu. Deci ne puneți altceva. Am fost la o conferință și un părinte a vorbit cam dur, nici nu mi-a venit să cred. Dar ce ai zis? A zis că cei care nu sunt căsătoriți în biserică sunt culpari. Nu mi-a venit să cred că s-a exprimat așa. Și l-am contrazis și a venit cu dexul la el și mi-a arătat că, într-adevăr, cuvântul curvă exprimă pătrat. În pauza de masă stăm cu toți.
toți se vin de la unii la alții mâncarea. Asta e grav. Că de la om necununat nu poți primi nimic și nu poți, când încă la biserică și zicea că nu poți să-i atingi lanța ușii. Deci vedeți ce metodă pedagogică avea biserica și trebuie să o aibă, încât îl izola. Și ăsta fugea de necununie, adică să rezolve că pur și simplu era izolat. Nu era băgat în seamă. Am o soră de sânge care a luat o rază cu credința de aia. După mai multe discuții, chiar și mătari, o ia de la început. Este vorba de un amestec între credința în sus și altele opinii din biserică, vorbim de reptilie, interpretări false, ale sinteticuri, etc. Boala, știți că există o boală la vița de vin, se numește filoxenie. Deci, dacă om când a apucă filoxera, e foarte greu. Aici, o întrebare cu vaccinările.